echipe, le știți deja care sunt. Dați-i domnul Bontea cu date. Echipe ce intră automat în cursa pentru ultima șansă. Cătălin, Ada. Hai să fie. Pare rău, dragii mei. Speci și Ștefania. Hai, nu te poate așa ceva. Gata, nu mai suntem prieteni. Când am văzut skateboardul la placa aia, am zis că trebuie să mă dau în picioare. Pun aici pe buză. Pe buză. Pune, așa. Pune, punem. Și te lași pe vârf. Hai. Te-ai lăsat, te-ai dus, tăticule, hai, hai. Hai, Doamne ajută. Uuu, ce tare e, nu cred. Hai să luăm astea. Pac, repede la sudoku, niște portocale, mere, pere și alte chestii, fructe pe acolo. Stai puțin, să mă uit un pic la el. Uite, ăsta, okay. Pe rândul ăsta aici. How many mistakes? Four mistakes? What? Oh, stai. Două lici sus. Unde? Uite, sus. Oh, ok. Aici pe asta nu am, nu am pe asta. Unde am două? Că n-am una. Pe aici nu am. N-ai caisă. Ia caisă de acolo. Go, 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 go. Fie-te bine, Ada, că nu se întâmplă nimic. Deci în București, bă, sunt oameni care merg cu tricicleta de 10 ori mai repede decât mergea. Păi da, mă, iubire, dar mi-era frică să ne răsturnăm, să cadă jeep-ul peste noi. Eu, în ultimele momente ale misiunii cu sudoku, am avut o contractură la picior, musculară. Deci mie nu mi-e să cred că tu ai pus ceva la picior acum. Am făcut o contractură sau intim, nu știam cât. Am făcut ceva. Nu puteam să mai țin echilibru în picior, că nu mai ajuta mușchiul. Și mă gândeam numai la asta. Nici nu m-am bucurat de jeepurile alea. Bă, dar ce mă supărată cu piciorul, bă. Nu pot să-l mai îndoi. Go, go! Samba! Și au început oamenii care erau urcați pe la balcoane. Păi ce vine avem noi că bate vântul? Te superi cumva că suntem pe ultimul loc? Nu. Abia așa să-ți văd fața când ieșim și plecăm. Să-ți văd fericirea. Nu era deloc coordonare între noi doi. Pentru că cel mai mare dezavantaj al nostru este atunci când trebuie Ștefan să asambleze ceva. Asta se întâmplă și acasă. Eu nu pot să fac ceva, că nu îi se pare ok. Prefer să-l las pe el. Păi nu, mă, l-a prins, lasă-mă. Da, păi te las. Nu e ca și cum pierdem timp, ok? Boss, nu văd, am obosit, mă, aia de casă. Probabil că ăsta este unul dintre motivele pentru care cursa pentru ultima șansă este grea, mai grea decât celelalte, cât încearcă treaba asta, pleacă acasă. E o grădină. Pe partea stângă sunt niște flori, galbene, portocalii și roz. Deja simțeam că am văzut mare parte din tablouri și cunoșteam așa fiecare latura hotelului. Ok, încerc să-mi dau seama cum arată, că nu prea-mi sună în niciun mod cunoscut. Și acum nu mi-aminteam nimic asemănător cu ce spunea el că vede în imaginea pentru al doilea tablou. Așa că am început să caut, iar în locurile în care știam că a mai fost odată. Mă auzi? Da, te aud, încă caut, Ada, încă caut. Hai să-mi bag picioare, nu. Pe holurile alea interminabile erau foarte multe tablouri care se potriveau cu descrierea ta. Cu flori și o singură casă și un copac sau doi, să zic așa. Foarte multe. Pușă maro cu trepte și o alee galbenă. Zi-mi tu, e asta sau nu e asta? Uite-l, mă. Hai odată, grăbește-te, bagă-ți rachetă în Hai, repede, repede. L-am găsit, Ada, l-am găsit. Are o ancoră. Hai că nici CNN-ul, nici Fox News nu are mai multe ecrane decât noi în momentul ăsta. După cum... Dar de ce ați făcut discriminarea asta? Adică de ce Carmen Grebenișan e cât Spic și Alex Veleana în loc? Bună seara! Bună seara! Bună seara! Simpaticilor! Nu, bună seara! Așa, te rog! Ai niște amintiri, nu? Am niște sechele, așa se numesc ele. Ai un gol în stomac brusc, cum îți spun, simpatico. Carmen Grebenișan, cu căștile, dacă nu recunoașteți, e cea cu căștile pe urechi. Spic cu paharul de... Băi, nu ai voie să bei la televizor, nu ești la tine la vlog. Dă rozeul ăla la o parte. Nu, dar ce ai? N-ai treabă, hai bine. Dar ce? Mâine, poi mine zici că e tratament anticoronavirus.
Dă-l, mă, la o parte. Și îmi pare rău, iertați-mă. Cel mai cu minte dintre toți nebunii planetei, Alex Velea, bună seara. Bună seara. Bună seara, bună seara. Întâi și întâi vreau să înțeleg ce s-a întâmplat ieri și să-l felicit pe această cale pentru acest noroc ceresc pe care l-a prins ieri cu ancora verde. Ce s-a întâmplat ieri la cursa pentru ultima șansă? Mă, îți mulțumesc frumos pentru felicitări. Eu, sincer, ieri, dacă e să mă transpun în ce s-a întâmplat ieri, mi-am dorit foarte mult să plec acasă. Du-te, mă! Acum, serios? Serios? Chiar, da, a fost cu noroc, să zicem. Bine, acum dacă stau și mă uit de acasă... N-ai fi vrut să pleci. Da, îmi părea rău dacă plecam în momentul ăla, dar atunci mi-am dorit foarte, foarte mult. Foarte mult să plec. Adică atât de terminat ajunsesei? Eu în etapa asta, în etapa a cincea, am cedat de-a dreptul la... Adică nu mai puteam, gata, mă. M-am jucat, m-am distrat, dar nu mai e nimic, fanii, am obosit. Nu mai vreau acasă. Păi stai, mă, că nu înțeleg, dar mai săptămânile trecute câștigai o grămadă de curse, ajungeați primii și așa mai departe, brusc, cum ai ajuns la cursa pentru ultima șansă, mie vreau acasă. Păi nu, eu am zis clar, eu să rămân. Singura șansă ca să rămân în emisiunea asta este să ne ajung la ultima șansă. Uite, Alex Velea, de exemplu, și cu Mario, mi se pare că au jucat, câte curse a jucat? 3? Pentru poate. Ultima șansă? Da, 3, de fapt. Da. Băi, oamenii s-au dus bombă la fiecare cursă, mi se pare că acolo au fost cei mai buni, chiar dacă la ultima au ajuns pe ultimul loc. E, eu n-am fost bun. Nu, eram obosit, a fost foarte cald, mă rog, nu, mai bine plecam. Stăteam și mă gândeam, zic, bă, trebuie să o iau de la început mâine, nu mai vreau acasă, nu mai pot. Carmen, ție cum ți s-a părut cursa pentru ultima șansă? Voi nu voiați acasă, nu? Sinea noastră undeva voiam acasă, înseamnă că cred că oricare dintre noi voiam acasă într-un fel sau altul. Era așa, o zi în care vrem acasă și următoarea zi, gata, noi suntem primii, luptăm până la capăt. Era un ping-pong de emoții toată cursa asta vieții. Și cursa pentru ultima șansă la care a participat, zic, acum mi s-a părut una dintre cele mai dificile, sincer. Asta, mai ales din cauza faptului că era foarte, foarte cald. Nu știu dacă vă imaginați cât de cald era acolo. Extraordinar de cald. Și erau probe, multe probe care presupunea să stea în soare, din câte am văzut. Uh-huh. I-am văzut că erau dărâmați la sfârșit, efectiv, praf erau toți. Ale, Carmen, stage-ul ăsta, în ultimele zile, ce ți s-a părut cel mai greu? Că am primit un follow de la Spix. Opa! Și am ajuns, practic, la motivul întâlnirii noastre, că de-aia m-am băgat mulți pe ecran. Căci Spicul... Da, ce ia? Dar ce faci? Nu mai ești prezent? Ba, da, nu, da, cred că mi-a dat acum follow înapoi. I-ai dat follow înapoi? Nu, da, mă rog, n-am scos de la follow. Da. Deci, de unde a plecat povestea că Spic îi dă unfollow lui Carmen și Alinei, nu? Am ajuns la momentul votului. Stai, că vorbim după pauză. Cred că trebuie să luăm pauză acum, nu? Da? Bine, da? Haideți. Luăm pauză și după pauză încercăm să păstrăm aceeași distribuție a ecranului. Vorbim și cu izolatul Alex Velea. Ești bine? Ești bine, da, nu? Normal. Antonia, e bine? Da, e bine, doarme. Doarme deja? Aflăm imediat după pauză. Domnule Spic, aveți de dat o explicație în fața națiunii de ce ați jurat că îi dați unfollow pe Instagram influenceriței din imaginea alăturată dumneavoastră. Pentru clout. Dacă m-a votat. Cum să nu-i dau unfollow? Dar de ce? Nu, i-am dat bloc. Dar, mă rog, i-am dat unfollow. Nu i-am dat. Nu, glumesc. Nu, mă, totul acolo a fost în formă de catering, îți dai seama. Nu i-am dat unfollow. Da, mă, dar... Dar de ce așa pricinos? Adică cu ce ți-au greșit blondele? Că nu înțeleg. Păi dacă m-au votat, cum? Prietenile noastre? Am lovit unde nu se așteptau. Și asta e adevărul. Nici noi nu ne așteptau să facem asta. Da.
Dar de ce, Carmen? De ce Spic și Ștefania? De ce i-ați votat pentru cursa pentru ultima șansă? Dacă tot te plictisești în casă, dă explicația asta. Ia zi, Carmen. Motivul pe care l-am spus și atunci era fix același. Mi se părea că doamna Maria și Maria se simțea rău. Am văzut în zile trecute, supla foarte greu, nu se avea o suse urâtă, se vede și în emisiunile anterioare. Și am zis că s-o scutim de treaba asta, deși dacă ele erau ok, Lia și Maria, le votam pe ele clar. Ăsta era motivul, n-aveam niciun motiv să-i votăm pe Spic și Ștefania, și s-a fi vrut să ne punem în cap. Dar au fost un vot sincer din partea noastră. Da, ne pare rău că așa au fost faza. Nici nu ne-am gândit că o să meargă la cursa de ultima șansă. Nu ne-am fi gândit vreodată să-i votează Fodor și Răzvan. Fodor și Vodea. Da, Carmen, dar știi cum e? Până la urmă, nu contează, adică dușmanii știi că te votează, dar contează ăla care îți dă ultima lovitura de grație, practic. Păi da, nu mai bravo. Ei așa au interpretat toată treaba. Da, Alex? Iartă-mă puțin, Spic? Da. Poți să ne spui cine a câștigat Asia Express? De ce, Alex, ai plecat prea devreme și nu... Băi, vă jur că nici măcar nu i-am pus această întrebare. Bă, dar serios, tu știu. Du-te, mă, de aici. Nu știu. Tu știi, mă, Alex. Ia, închideți-i pe băieți că vreau să mă retrag în privat cu Carmen. Deci, scoate-ți-ne de pe post. Scoate-ți-ne de pe post. Carmen. Da. Întreb pentru un prieten. Bun. Îl cheamă Alex Velea. Cine a câștigat Asia Express? Începe cu... și te termină cu Asia Express. O să vedeți. Doamne, dacă știi că toată lumea mă întreabă chestia asta, până și părinții, nu mai pot. Insistă să le spun, hai că-s maică ta, hai că-s prietena ta, nu spunem nimănui. Nu există așa ceva? Nu știu, eu știu pariul meu. Înainte de a începe Asia Express, am făcut un pariu. Acum nu știu dacă... Și mi-am pus vorba aia, toți banii, ce buni erau banii ăștia acum de coronavirus. Mi-am pus toți banii pe mârțoagă. I-ai pus, da? Și pe cine ai pariat? Pe mârțoagă. Nu știu ce mârțoaga asta care stă cu un roze în față. Nu mai am dat, l-am aruncat. A, și vrei să nu te aud acum. Da, nu pot să-ți dezvolui absolut nimic, nici din priviri, că eu nu prea știu să mi-ți asta e problema. Trebuie să-ți mai repede subiectul. E cel mai frumos de la Asia Express, tu ai rămas. Dacă am plecat, de ce spui asta? Acolo. De ce spui asta? Că e adevărul. Cum ai? Du-te, mă, Alex. Stai, mă, că e ristei. Adică e ristei pe 1, 2 și 3. Și după aceea urmează Bontea și undeva pe locul 10 Spic. După... Înseamnă că n-ați avut tot să vă uitați la emisiune. Sau cu acesta, prietenul prea bun. Gata, nu pot să mă uit la Spic ca la... Nici eu nu pot să mă uit la mine, dar dacă zice Alexandru, crede, acum ce faci? Gata, asta vrei să auzi. Așa, mă! Stați așa că, vorbind despre locurile 1, 2 și 3, adică Florin Ristei, Carmen, cum a fost noaptea cu Ristei? Cum a fost? Scurtă. S-a terminat repede noaptea aia. Da, nu știu, pur și simplu am fost foarte obosit. El s-a pus în pat, eu am mers să mă demachiez, să fac tratamentele faciale. Și pe când m-am întors, s-a făcut-o mea. Treaba asta, adică succesiunea replicilor e fantastică. Dar de ce credeți, Alex, Spic, de ce credeți că la permutările astea de echipe, de ce credeți că Ristei a nimerit cu Carmen și n-a nimerit cu Lia sau cu Alina Ceușan, de exemplu? Păi da, Dumnezeu Dumnezeu, Universul, Dumnezeu, da. Dumnezeu de la Asia Express. Îți dai seama că nu ne suportam și ei au vrut să ne vadă împreună. Da. Da, dar acum vă suportați, nu? Ne agrăm, dar adică este ok cu existența lui pe pământ. N-am nicio treabă. Cum ai zis, ea? Sunt ok cu existența lui pe pământ. Mă, sunt ok, n-am treabă cu omul, dar n-a se expres după primele faze, după primele etape, chiar era super antipatic, sincer. Și după ce am făcut echipă, adevărul că mi-am schimbat părerea despre el. Mi-am schimbat un pic părerea. Dar să știi că tu lui nu ești, adică n-a se expres așa părea. Acum, cine sunt eu, nici nu sunt un bun psiholog.
Hai de capul meu, printre șobolată. Sunt foarte buni oamenii de la montaj. Știu să scoate ce vor ei. Du-te tu, dar ce, privirile alea poți să le montezi? Nu. Dar ce priviri i-am dat? Dar nu tu. Eu nu recunosc nimic. Nu tu, Carmen. Să-ți umbli în viață. Rupe puțin, să te ademenească, murea pe lângă putea, mrrr. Să mă uitam la tine. Ha! Carmen, fii, adică... Aș face... Deci, da. Anul viitor, dacă se ține, dacă nu se anulează anul viitor, Valentine's Day, vreau să fie cu poza lui Ristei, uitându-se la Carmen. Vai de mine! Bine. S-au făcut deja niște conturi cu mine și Ristei de greșit, greșit. Mi-au făcut niște colaje acolo de Doamne ferește. Greșit. Greșit pentru că se vede cum... Bine, și da? Ți-ai plăcea să te joci un pic așa. Carmen, să nu rămâi cu niște, că nu te merită, adică nu are un simț al umorului. Râde mai mult, e singur la glumele lui. Dacă ești cu el, îmi pare rău pentru tine. Da, vreau să vă zic așa, deci, hai bine, să facem... Bine, mă rog, să fiți fericit, dar am zis. Hai să facem un top Asia Express. Ce e mai tare în Asia Express sezonul ăsta? Râsul lui Bontea? Ristei, te iubesc, am glumit, a fost o glumă. Nu, bapar, n-am să-i se întâmplă, dacă e ceva între voi, nu... Alex, nu e mă nimic. Nu, mă. Nu. Nu sunt autoizolați acum, e clar. Asta e cel mai bun semn că nu. Deși nu era rău. Nu era rău. Pentru că era tot ce sunt aici în camera asta de lângă tine. Să ascult să vină live cu tine. Speak. Speak, Alex, Carmen. Reveniți-vă din telenovela asta. Deci, ce e mai tare în Asia Express sezonul ăsta? Râsul lui Bontea. Cine poate să limite pe Bontea cum râde? Bă, nimeni. Vela, nimeni. Nu știu cum râde. Râde... Cam Atlei. Cum? Cam Atlei. Așa. Deci râsul lui Bontea... Aia, ăla, da. Râsul lui Ristei, în jurăturile Adei... Păi să-mi bag eu toată... Băi, gata, ho! Deci ce e mai tare sezonul ăsta? Ce o să rămână pe veci? Mie mi se pare că râsul lui Bontea este... Râsul lui Bontea, poate. Râsul lui Bontea. Am votat pentru altele ar spune obrăznicia bagiilor. Da, obrăznicia bagiilor, spune Alex Velea. N-am vrut să intru. Nu. Ba da, tu ai zis-o, nu eu. N-am vrut să intru în zona aia. Cu ce am rămas eu din Asia Express? Ce-ți place mai mult? Șobolanul ăla de la Manila, imens, era cât un cățel. Vă mulțumesc. Aveți nevoie de ceva? Sunteți bine acasă toată lumea, da? Da, suntem foarte bine, da. Eu mă uit la, știu că e bine că mă uit la vlogurile lui de după Asia Express, da, cu religiozitate. Carmen, te urmăresc cu fin interes și dau like-uri. Sperând că într-o zi voi primi și unul la schimb. Da, așa, bravo. Te uiți și la vlogurile mele, că acum sunt relevant pe internet. Tu ești numărul unu în trending, dai moda, nu mai... Yes. De, ție nu-ți urez succes, că ce l-ai... Din totdeauna, dinainte de a fi succesul la modă. Da, mersi. Bine. Pupă pe Antonia, pupă copiii. Vă pup pe toți. Noi vă pupăm pe voi. Sperăm să trecem cu bine de perioada asta. Multă sănătate tuturor. Te iubesc, Tic, vă pup. Te pup Mihai, te pup Carmen. Spor la stat în casă. Spor la stat în casă.